Condițiile din Casa de Cultură din Comuna Antonești, raionul Cantemir, până nu de mult nu permiteau desfășurarea activităților în mod corespunzător, mai ales în iernile reci și în timpul verilor calde, din cauza lipsei de încălzire sau a ventilării insuficiente. Această problemă a fost soluționată prin procurarea și instalarea două climatizoare, grație proiectului Activăm cu drag atunci când e cald, implementat de către Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară din localitate. La ce ne ajută aclimatizatoarele? Ne ajută să activăm mai ușor, mai bine, să facem repetițiile mai frumos, mai interesant și chiar și concertele să ne fie mai interesante. Avem idei foarte multe, dar atunci când este frig și ideile pleacă, zboară. Și să vă spun sincer, chiar și colectivul s-a mărit după îmbunătățirea condițiilor. Avem și copii în ansamblu, au venit mai mulți copii și doamne mai multe s-au alăturat pentru că le interesant ceea ce facem. Și e frumos. Costul unui climatizor procurat din mijloacele proiectului este de 30.000 lei, iar costul celuilalt climatizor, la fel de 30.000 lei, a fost acoperit din contul Comunei Antonești. Foarte bine, căldura se face simțită, lumea altfel vine la concert, nu stă să tremuri, stau la căldurică, e foarte bine. Apărătura lucrează, plajul lucrează mai bine când e cald, deoarece nu este frig și e lungheață. În timp de căldură, computerul lucrează mai bine, deoarece procesorul este mai dezvoltat. Casa de Cultură din Comuna Antonești reprezintă centru cultural în care au loc activități culturale pentru comunitatea locală. După încălzirea sălii, locuitorii Comunei Antonești se implică activ în pregătirea și prezentarea unor numere artistice în cadrul diferitor evenimente culturale locale. Ca să vin aici pentru a fi cunoscut de satul Antonești și de mai mulți membri. Eu vin aici și dansez și cânt diferite cântece. Acum vin cu mai multe speranțe că va fi mai cald și voi putea dansa mai viu și mai bine. Da, aici este destul de cald și putem să facem repetiții și așa mai departe. Ansamblul nostru este destul de mare și inclusiv sunt și părinții noștri și ne este mai ușor. Îmi place ansamblul Antoneștencile, e foarte cald și ne simțim foarte bine în Casa de Cultură. Acum este foarte, e mai cald, e mult mai bine de petrecut timpul aici, repetițiile, ne bucurăm că facem parte din acest ansamblu. Participăm noi, doamnele, mai participă și copiii noștri care sunt inspirați de noi. Această comunitate care a fost oferită în baza proiectului
ne dă un nou imbold, o nouă inspirație să activăm mult mai mult în Casa de Cultură și pentru locuitorii comunei. Această inițiativă aduce beneficii pentru mai mult de 900 de locuitori ai comunei Antonești. Acțiunea dată face parte din planul de acțiuni sensibil la gen și situații de criză a primăriei Antonești. Ai de ne 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 ne